Bună seara! Feria sărbătorilor de iarnă a ajuns și în fotbal. Moș Crăciunii au jucat fotbal cu Santa Claus și într-un mini turneu amical care a avut loc în capitală la CSCT Buiucani. Asta este o sărbătoare pentru, în primul rând, pentru copii, o sărbătoare, o bucurie pentru ei și totodată este dragoste pentru copii. Noi am mai făcut, hai să zic așa, gest anul trecut. Eu consider că se transformă o tradiție și asta e o chestie superbă pentru toți noi. Reunirea colectivelor este numai un rezultat pozitiv și de bun augur pe viitor. După încheierea mini-turneului amical, tinerii fotbaliști au primit cadouri din partea colegilor mai mari de la Dacia 2 Buiucani. Este o idee venită de la conducerea clubului și atunci s-a prins destul de bine. Anul trecut a fost pentru prima dată și acum continuăm. Oricum este un motiv să petrecem copiii în vacanța de iarnă cu o dispoziție foarte bună. Și normal că spiritul de învingători rămâne pe teren acum, tot timpul. Colinde, 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 așa colindem anii de ani, în noaptea colindelor noastre, ne așteaptă cu frici cer și bani. Igor Armaș este Moș Crăciun de Moldova. Fundașul selecționat în Moldova, Igor Armaș, a fost din nou în rol de Moș Crăciun la Cubani și a felicitat microbiștii cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ohohoho! Дорогие жители Кубани, разрешите мне поздравить вас с Новым годом, пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье. La mulți, mulți ani! Pe lângă Armaș și ceilalți jucători ai lui Cubani au felicitat microbiștii cu ocazia sărbătorilor de iarnă. I want to say Merry Christmas, Happy New Year for all fans, also for Cuban Club. So I wish all the best, health, and I wish to give happiness for these people and the next year. So, Happy New Year, everybody! Всем привет! Хотел бы поздравить с Новым годом, пожелать всего наилучшего. Счастья, здоровья и успехов. А какие будут подарки, увидим в следующем году. Okay, everybody say Happy New Year, but nobody can see me. At the end you will know who I am. Everybody, Happy New Year and good health for 2013. Хочу поздравить всех болельщиков Кубани с наступающим Новым годом и пожелать счастья, здоровья в будущем году. И надеюсь, то, что мы будем еще больше радовать вас нашими победами и нашими успехами в следующем году. Всех с Новым годом! Поздравляю для Нового года. А? Плохо? Поздравляю с Новым годом! Честита Нова година! Бадете живи и здрави и много счастливы! Хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать вам здоровья и чтобы вас еще прибавилось в Новом году. Спасибо вам за поддержку, она нам очень нужна. С праздником вас! Hey! Happy birthday for everybody, happy birthday for you! Happy birthday! Happy New Year's for everybody, happy New Year's for the fans, and I wish the best for the New Year, so thank you everybody! Поздравляю все болельщики в Кубани! С Новым годом, с новым счастьем! С новыми победами. Internaționalul moldovean Igor Armaș a fost în rol de Moș Crăciun la Cuban și anul trecut. С Новым годом! В новом году желаю, чтобы поменьше мечей влетали в наши ворота и побольше в чужие.
Ura! Recent, antrenorul principal al lui Cubani, Iurii Krasnajan, a declarat că are nevoie de un fundaș central pentru a întări această poziție, post pe care evoluează și Igor Armaș. Определились на трех позициях, которые требуют усиления. Не вместо людей, а усилить позиции. Позиция центрального защитника, позиция центрального полузащитника и нападающего. Krasnojan antrenează Cuban din august 2012. De atunci Igor Armaș a jucat 8 partide în campionat sub comanda acestuia, iar în 5 meciuri a fost rezervă. Igor Armaș, în vârstă de 25 de ani, a jucat 83 de partide și a marcat 3 goluri pentru Cuban în campionat din 2010 până acum. Acesta a mai evoluat la Hammarby din Suedia, dar și la Zimbru. Pentru selecționată, Armaș a bifat 28 de meciuri și a marcat un gol. Первый номер. Подача в штрафную. Удар 2-2. Вот это момент! Andronic a plecat de la Iskra Stal. Internaționalul moldovean Valeriu Andronic este în căutare de o nouă echipă în Rusia. La momentul dat pot să spun că la Iskra nu mai rămân, pentru că am avut o înțelegere doar pe 3 luni și sunt în căutare acum de echipă. Vreau normal să plec în Rusia. Acum sunt gata, da, să plec, să zbor, dar în mod normal nu așa departe. Vreau prin apropiere. Da. Valeriu Andronic, în vârstă de 30 de ani, a jucat 12 partide și a marcat un gol pentru Iskra Stal Râbnița în acest sezon în campionat. Eu, de fapt, am venit după 8 etape. Din 12 etape am câștigat 7 meciuri, cu 3 egaluri și 4 înfrângeri, de fapt. Cred că se putea mult mai bine, dar din păcate asta e fotbal. Andronic a mai jucat la Zimbru, Tiligul și Politehnica în Moldova, Dinamo București, FCM Câmpina, Progresul și FC Brașov în România, Dinama 2, Moscova, FK Ariol, Baltica și SKA Energia în Rusia, dar și la MTK din Ungaria, Metalist din Ucraina, Bohemians din Cehia și Locomotiv din Kazahstan. Zabros, штрафную площадь, не точно, Андроник, какой удар Андроника, вот это да! Из-за пределов штрафной площади решился на выстрел, и Петухов просто не ожидал такого от легионера Локомотива и пробил так классно, точно рядом со штангой. Вот это да. Pentru selecționata Moldovei, Valeriu Andronic a bifat 32 de partide și a marcat 4 goluri. Ministerul Tineretului și Sportului a desemnat eroii Moldovei. Cristina Iovu și Anatol Cârâcu au fost numiți cei mai buni sportivi moldoveni ai anului 2012. Главное не передержать штангу, иначе потом. Cristina Iovu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Londra, dar și campioana europeană la haltere, a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului. Medaliatul cu bronz la Olimpiadă și campionul european la haltere, Anatol Cârâcu, a fost ales de către Ministerul Tineretului și Sportului cel mai bun sportiv al anului. Laureații anului 2011 au fost judocanul Sergiu Toma la masculin și atleta Zalina Margiev la feminin.